Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Fac acest videoclip seara pentru că pur și simplu n-am avut când să-l filmez. Vreau să vorbesc ceva foarte important cu voi, deci v-aș ruga să urmăriți videoclipul până la capăt și să fiți atenți, pentru că fac acest videoclip deoarece celălalt videoclip cred că n-a fost urmărit în întregime și poate am spus și niște lucruri greșite. Deci fac acest videoclip ca să se înțeleagă și ca să vreau să vă explic ceva foarte important. Deci vă rog, urmăriți până la capăt, asta e ideea. În primul și în primul rând am primit foarte multe comentarii la clipul acela când am spus că nu mai am strike-ul, care spuneau că tot beef-ul ăsta cu strike-urile mele a fost fake. Eu acum o să vă pun aici screenshot-ul că nu mai am strike-urile, iar dacă vreți să vedeți și când aveam strike-urile, avem screenshot-urile în videoclipul, în primul videoclip în care v-am explicat totul. Sau de fapt vă pun screenshot aici. Iau eu screenshot-urile și vi le pun iar. Plus că ați observat faptul că el are canalul în momentul ăsta mort. Vă dați seama că nu-i făceam asta unui prieten doar pentru beneficiul meu. Adică prietena mea chiar suferă după treaba asta, pentru că treaba asta este total reală. Canalul lui este plin de dislike-uri, este varză, nu mai are nimic, ca pe celălalt canal mare înapoi. N-a fost pentru că vreau doar să strâng abonați pe acesta. A fost pentru că asta am gândit eu, că vă voi arăta mai mult respect dacă vom rămâne pe acest canal, pentru că nu va trebui să vă mutați voi. Adică eu la asta m-am gândit. Dacă vreți, uitați, asta m-am decis să facem chestia asta ca să fie toată lumea împăcată, să vedem ce părere aveți și voi. Acolo pe IO la de sus, puteți vota dacă vreți să rămânem pe acest canal sau dacă vreți să ne mutăm pe celălalt canal. Vreau să decideți voi chestia asta, pentru că am văzut că multă lume chiar m-a acuzat de faptul că toată treaba asta a fost fake. Nu, eu nu mai am nicio treabă cu băiatul ăla, el nu mai are nicio treabă cu mine, deci totul este ok în momentul ăsta. Mi-a scos strike-urile, da, și orice strike, pentru că am văzut oameni care nu credeau că strike-ul se poate scoate așa repede. Uitați-vă, are un live în care a arătat, efectiv, mi-a scos strike-urile pe live. Puteți uita, un strike-ul scot dacă apeși pe un buton și scrie remove strike, gata, mi-a scos strike-ul. Adică atât de simplu este. Deci nu este nimic fake și doar vreau să vă explic chestia asta, că eu am decis, asta a fost în capul meu, că dacă rămân pe acest canal, fac chestia asta pentru voi, pentru că nu vreau să vă mai mut, să vă fâț, că vă mut de colo-colo după numere, după nu știu ce, am vrut doar să vă arăt că pe mine nu mă interesează numerele de pe canalul celălalt și mă interesează mai mult de voi, cei care mă urmăriți. Deci dacă mă urmăriți și pe acest canal, practic eu sunt împăcat și nu o să plâng după numerele de pe canalul celălalt. Plus că este faza asta cu abonații inactivi, că dacă mi-aș muta de pe canalul de vlog, pe canalul de gaming, vă dați seama că oamenii ar fi inactivi pentru că ei nu ar vrea să vadă și gaming. Deci practic eu n-am făcut chestia asta, n-a fost niciun beef fake, n-a fost nimic, ca pur și simplu asta a fost situația și a fost o treabă total reală. Din păcate eu am fost nevoit cum ar veni să filmez toată treaba asta și să vă arăt vouă, pentru că treaba asta chiar m-a afectat pe mine. Eu acum sper să fi înțeles voi, sper să vă fi explicat destul de bine încât să fi înțeles voi, și da, cam atâta. Pur și simplu eu am zis să rămân pe canalul ăsta pentru voi, nu pentru mine, că adică nu prea are sens, nu? Eu pentru voi am vrut să fac asta. Oricum, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată, eu am fost Alex, sper să fi înțeles, iar noi ne vom revedea data viitoare. La mine arde la fel de tare. Urgeați, urgeați, în drumul meu clepsidră. Mă petrific, dar jur că...